Există acea legătură a rezistenței naționale cu sapiul. Și pot să vă confirm că Ion Gavrilă, până în ultima zi în care a fost sănătos, și-a lucrat glia. Și-a lucrat glia, și-a lucrat pământul de la Gatiu, acolo lângă Alba Iulia. Și atunci când n-a mai putut să lucreze, n-a mai putut nici să rămână pe noi. Și și-a lucrat grădina și terenul agricol care se primise, era soție, nu era lui, dar l-a lucrat cu drag și cu interes. Și pentru că a simțit că e o vocație de a rămâne țăran român până în ultima sa zi a existenței. Tot dintr-o familie de intelectuali de la țară, de aici, de aproape, e și domnul profesor Corvin Lupu, profesor la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, care iarăși ne onorează pentru a avea a patra oară cu prezența și care simte cu adevărat fenomenul rezistenței, pentru că l-a avut în familie, pentru că a știut de copil ce au însemnat lupta și jertfa atâtor fugărășeni și care nu și-au uitat nici până în ziua de astăzi pe cei care au suferit în acea perioadă. Fac o scurtă paranteză. Anul trecut propusesem un proiect pe care speram că anul ăsta să-l fi realizat, acela ca toți cei care au suferit din cauza legăturilor cu grupurile de rezistență din Făgăraș să se fie numele lor trecute pe patru plăci de marmură în jurul crucii de la mănăstire. Din păcate, din rațiuni de resurse financiare, încă proiectul nu este finalizat, dar păstrăm în continuare contactul cu primarii din localitățile care au dat astfel de luptători pentru rezistență și sperăm ca la anul să fim în măsură să sfințim această realizare memorialistică de suplimentare a numelor trecute deja pe crucea de la Mănăstirea Sâmbăta. Domnule profesor, aveți cuvântul. Sărbâna, bună ziua, sper că mă aude toată lumea și cei de la balcon. Felicit și eu pe organizatori pentru că au reușit să ne adune și anul acesta. Și la invitația conducerii fundației am să vă spun și eu câteva cuvinte. Organizatorii s-au gândit să dedice întâlnirea noastră celor 75 de ani care au trecut de la începutul rezistenței naționale, data de 23 august 1944, lovitura de stat de atunci, fiind socotită generic începutul luptei de rezistență. Deși corect este să spunem că mișcarea de rezistență la 23 august deja exista, încă din primăvară, în nordul Moldovei, în Bucovina de Nord, acționau deja grupuri de luptători organizate de serviciile germane cu români, în special cu legionari, care au fost cei mai patrioți dintre luptători. Ăsta este adevărul pe care corectitudinea politică a zilelor noastre nu prea dorește să îl audă și reprimă în general aceste idei, corectitudinea politică, aceste idei adevărate. Apoi, într-o interpretare mai profundă, putem spune că rezistența românismului a început, practic, în ianuarie 1941, odată cu acele foarte tragice evenimente cunoscute în istoria României sub numele de Rebeliunea Legionară, după părerea mea impropriu numită în acest fel, dar așa sunt ele cunoscute în istoriografie, unul din momentele cele mai triste din istoria României,
când două grupări naționale românești s-au ciocnit între ele spre bucuria și satisfacția minoritarilor și străinilor care făceau eforturi mari pentru a ține România captivă și pentru a o acapara și erau de atunci angajate în efortul de transformare a acestei țări într-o colonie de unde să-și aibă toate resursele, ceea ce este astăzi, s-a rămas. Atunci, în ianuarie, legionarii au fost loviți și au început o rezistență în fața situației în care au fost aduși. O mare parte dintre ei s-au ascuns, o altă parte au ajuns în pușcăriile regimului Antonescu, o altă parte a fugit în Germania, iar din refugiați politici s-au trezit arestați și internați în lagăre, unde nu le-a fost ușor. Și unde au fost scoși în 1944 și rugați de regimul care i-a băgat la închisoare să uite și să ierte, să pune mâna pe arme ca să lupte împotriva bolșevismului și a armatei sovietice care între timp ocupase România. Și ei au uitat și au iertat și au acceptat această luptă cu o condiție fundamentală, aceea de a nu fi trimis să lupte împotriva românilor și au fost trimiși pe alte fronturi. Mulți dintre ei au fost acolo capturați și au ajuns în Siberia, unde s-au întâlnit cu alți români patrioți care au fost arestați din România și duși în aceleași lagăre. Dar o idee aș dori, că nu vreau să vă rețin mult, o idee fundamentală aș vrea să spun. A început această mișcare de rezistență. Foștii dușmani din ianuarie 41 s-au regăsit pe aceeași baricade. Acum au redevenit camarazi. Antonescienii cu legionarii erau în aceeași barcă din nou. Barca românismului, care lupta să scape de bolșevism, fără să știe și fără să fie ajutați de nimeni, nici măcar de Occidentul în care credeau nebunește, că, de fapt, sacrificiul lor este inutil. Pentru că toate înțelegerile erau bătute în cuie și România fusese arondată cu acte în regulă, ca să mă exprim așa trist, Uniunii Sovietice. Mai mult decât atât, au fost încurajați să lupte, să-și verse sângele prin toți munții români, prin toată țara, să-i aducă la chinuri, nu numai pe sine să se aducă la chinuri, ci să-și aducă la chinuri toate familiile, familiile lărgite, prietenii, vecinii, cunoștințele și de multe ori familiile lor au suferit cel puțin la fel de mult ca și cei aflați în temnic. Vedeți dumneavoastră care o problemă este toată lumea în discursurile istorice, corecte, nu putem să le contestăm, nu dorim să contestăm pe nimeni. Abordează problema ideologică. Comunismul e de vină, bolșevismul, Uniunea Sovietică, Gheorghiu Dej, Panciușa, Anna Paucărici. Dar în spatele acestei probleme ideologice stă o altă problemă care e valabilă și astăzi. Problema națională. Sub masca luptei de clasă,
Iudeo-bolșevicii care ocupau România în 1945, de fapt, luptau ca să distrugă elita etniei române. Condiție a supunerii și a îngenunchierii României era să distrugă românismul. Iar cei mai mari patrioți erau tocmai legionarii, antonescienii și cei care au apărat românismul în acele timpuri. Și această problemă națională a fost extrem de importantă. Și a fost o luptă continuă, surdă, care nu s-a văzut nici în timpul regimului comunist, dar ea exista permanent. Acum documentele scot la lumină ce luptă extraordinară a fost între gruparea românească din Partidul Comunist și gruparea evrească, care la început gruparea evrească a fost mai puternică, până în 52. În 1952, românii din conducerea statului nostru, în frunte cu Gheorghiu Dej, au speculat și au fost foarte bine informați asupra momentului în care la Moscova Iosif Stalin declanșase o operațiune de eliminare a evreilor din fruntea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și a KGB-ului. Și atunci a zburat imediat de aici la Stalin și a cerut permisiunea să elimine gruparea evreiască de bază, Ana Paucăr, Teohari Georgescu, Vasile Luca, fost Laszlo, Ministerul de Externe, Ministerul de Interne și Bani, Ministerul de Finanțe, Luca. Deci, nucleul statului în mâna evreiască. A fost primul val de evrei epurați. Lupta a continuat surd, pe nevăzute, pe nedeclarate. Poporul vedea, avea impresia că e o mare armonie între comuniști, se împacă bine și asupresc cu sârg pe români. Dar se ducea o mare luptă care a continuat. Rezistența noastră a început să intre la închisoare. A fost o vânătoare cumplită. Domnul profesor Radu Ciuceanu a intrat în 49 la tinerețe și avea să stea 15 ani. Alții au intrat mai târziu. Socrul meu a intrat în 56. N-a stat decât 8 ani. Acum eu vorbesc cinic, decât acolo o zi face cât 2 ani. Alții au intrat pe rând. Lupta de clasă, cum o numeau bolșevicii, a vizat în primul rând familiile celor din nou și cei care gândeau ca și ei. Dar ei erau români. Ăștia erau români. Etnia română era vizată. Stimați participanți la întâlnirea noastră. Și există suficiente probe istorice ca să vedem că erau vizată etnia română să fie îngenunchiată. Nu minoritățile. Minoritarii erau în cealaltă tabără. Aș vrea să vă spun că securitatea era sprijinită direct de la Moscova. Aș vrea să vă spun că aripa aceasta românească din Partidul Comunist n-a putut schimba conducerea evrească a securității, care a stat până în 67. În 67, Ceaușescu i-a decorat și i-a dat afară. Deci din 45 în 67, 22 de ani a condus
au condus criminalii Timofei Botnarenko în România și a luat numele Gheorghe Plintilie și cunoscut, poate de dumneavoastră, porecla Panchiușa, și unii l-au numit în mod eronat Pantelei, nu-l chema Pantelei, chema Timofei, evreu ucrainian, și adjunctul său Bruno Grünberg, Boris Bruno Grünberg, în România cunoscut de dumneavoastră sub numele de generalul Alexander Nikolski, părintele fenomenului Pitești și al marilor torturi. Acești doi oameni au condus 22 de ani securitate. Securiștii de astăzi vin să spună, domnule, am înființat numai în 48, nu avem nicio treabă cu crimele din 45-48, nu mai este atât. Timofei Botnarenko a fost închis în 1941, când a fost parașutat în România, arestat și închis cu comuniștii. În 1943, în penitenciarul din Caransebeș, a venit un mesaj, aveau comuniștii o filieră prin care, când li s-aduceau cărțile, se numea Ajutorul Roșu, o fundație finanțată de la Moscova, care le ducea cărți. Aveau, pe comuniști nu îi scoteau la muncă, nu aveau voie la muncă, dar îi lăsa să citească. Și cu ocazia asta veneau mesajele din afară, de la Partidul Comunist din România și de la Moscova. Unul din mesaje era așa. Fusese o grevă a comuniștilor, o grevă a foamei, datorită condițiilor, a apei din celule, stăteau până deasupra gleznei în apă și n-au mai vrut să mănânce. Și a venit un mesaj de la Moscova pentru Timofei Botnarenko. Să nu participe la grevă, să nu se certe cu nimeni, să nu-și riște viața în niciun fel, pentru că tovarășul Stalin a hotărât că el va conduce România după război. Din acel moment, toți cei închiși erau și deja acolo erau, toți viitorii lideri ai României, au înțeles că el va fi conducătorul țării, conducătorul Partidului Comunist. Dar Stalin nu avea în cap ideea de a-l face pe Botnarenko prim secretar al Partidului. Pentru că în viziunea lui nu primul secretar are putere. Ca și astăzi, puterea era la securitate. Securitatea avea puterea. El va conduce din poziția de șeful securității. Iar în 45 l-au instalat în fostul sediu al Gestapo-ului din București, care în interior a devenit domnul profesor Treceanu, cred că știe clădirea, a devenit sediu al ambasadei Poloniei în București. Și acolo au fost uciși primii oameni care aduceau ei și omorau după ce s-a instalat, deci în octombrie 44, acolo, Botnarenko. Aș vrea să vă spun că a mai fost un moment când aripa iudeo-bolșevică a încercat să preia puterea în România în 1957, vinovați de această rebeliune au fost făcuți Iosif Chișinevski, pe numele real Reutmann, Ioșca Reutmann, tot evreu, și Miron Constantinescu, fost com, care au fost și dați afară și, în continuare, lupta de clasă a condus o gruparea național-comunistă românească, cum este numită astăzi, deși mulți contestă termenul de național-comunism, apreciindu-se că comunismul a fost doar ceva internaționalist. Comunismul susținea internaționalismul proletar, deci nu poate fi național.
cum mai zice astăzi, că globalizarea nu poate fi a națiunilor, pentru că nu este susținătoarea națiunilor. E foarte asemănător internaționalismul bolșevic cu fostul regim de la Washington, cel contra căruia luptă actuala administrație americană. Regimul globalist, care încă conduce Uniunea Europeană. Aș vrea să vă spun că în această luptă de clasă, împotriva poporului, pozițiile au fost diferite. Sunt foarte multe nuanțe. Nu toată lumea din statul român avea aceeași poziție față de dușmanii poporului până în 64. În 64, Gheorgheu Deja a proclamat încheierea luptei de clasă, supărând foarte tare Moscova, pentru că a fost singura țară din blocul comunist unde s-a proclamat oficial încheierea luptei de clasă și împărtarea întregul popor. Deci și cu adversarii regimului comunist. Ceea ce în alte părți nu a fost. Și acest lucru s-a văzut în închisoare. Sunt mulți care au văzut. Socrul meu era în 64 la Jilava, de acolo s-a și eliberat cu ultimii deținuți în vara lui 64. Socrul meu mi-a relatat un moment foarte interesant. După ce s-a dat decretul de amnistie, au fost trei decrete. După unul dintre ele, socrul meu nu știa să-mi spună după care, pentru că ei nu aveau cunoștință în închisoare de toate detaliile acestea. S-a dat ordin la Jilava că vine un tovarăș secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist, care să le vorbească deținuții. S-a dat ordin ca toți deținuții să fie aduși la cuvântarea lui. Comandantul penitenciarului a zis, nu toți, numai unii. Deci, de la partid s-a dat un ordin, comandantul a pus în aplicare doar parțial. Și, în general, au scos din fiecare celulă pe câte unii, nu pe toți. Socrul meu a ajuns și el acolo în sala C. Nu știa să spune cum îl cheamă pe acela, pentru că n-a reținut în momentul ăla cum îl cheamă pe secretarul Comitetului Central care le-a vorbit. Și a vorbit și le-a spus că s-a hotărât încheierea luptei de clasă. Nu prea știau deținuții care erau vechi acolo ce asta luptă de clasă. Că conducerea țării se împacă cu toată lumea și ei vor fi iertați pentru tot ce au făcut rău. Că România socialistă s-a dezvoltat, a avansat, etc., etc., i-a vorbit de realizări, și că ei vor fi eliberați și repuși în toate drepturile în funcție de pregătirea pe care o au, de locurile de muncă pe care le-au avut înainte, de situația pe care o au avut înainte și pe alocuri unde este cazul, vor reprimi locuințele care au fost confiscate și alte. Și, foarte important, le-a spus deținuților că știm că împotriva dumneavoastră s-au făcut unele abuzuri și când ieșiți, veți avea posibilitatea, cei care au fost nedreptățiți, să faceți plângeri. Pentru că s-a constituit o comisie care va analiza problemele abuzurilor care s-au comis împotriva dumneavoastră. Ăștia au rămas trăzniți, deținuți. Se uitau unii la alții, nu vorbea nimeni. Liniște mormântală. La un moment dat s-a ordonat drept, pac, și tovarășul a fost condus la mașina în care s-a urcat și a plecat din Jilava. După care i-a scos din nou din celule și i-a dus înapoi pe cei care au fost la.
Și a venit comandantul. Și le-a spus, băi, să nu credeți cumva că s-a schimbat ceva. Omul ăla vorbea prostit. Lucrurile rămân cum le știți. Și dacă cum, careva dintre voi, v-a îndrăznit să vorbească ce a fost aici, înapoi veniți și apoi o să vedeți ce o să vă face. Deci observați dumneavoastră că era o mare problemă. Securitatea era foarte nemulțumită de faptul că partidul hotărâse încetarea luptei de clasă oficială. Ei își pierdeau obiectul muncii, își pierdeau rosturile pe care le-au avut de tartore ai poporului român. Nu le convenea situația și se opuneau. Și această opoziție a continuat surd până la lovitura de stat din decembrie 89, când Ceaușescu a fost arestat în sediul Comitetului Central și evacuat forțarea. Lupta de clasă a fost o luptă împotriva noastră a românilor. Și în alte forme, mult mai subtile, ea a continuat și după decembrie 89. Și rezultatul acestei lupte este faptul că astăzi mișcarea legionară nu are niciun corespondent în timpurile noastre. Nici măcar acum, când de 2 ani și jumătate la Washington este un regim politic care s-a pronunțat ferm pentru Europa a națiunilor, așa a spus-o în mod repetat președintele Statelor Unite, că se pronunță pentru Europa a națiunilor, n-a spus că se pronunță pentru Uniunea Europeană. Nu avem niciun partid care să reprezinte națiunea română și mișcarea naționalistă curată românească, pentru că noi am avut una din cele mai curate mișcări din Europa, superioară din punct de vedere ideologic, după părerea mea, cel puțin, dar nu-i numai după părerea mea, mișcărilor naționaliste din alte țări, a fost una din mișcările naționaliste după Primul Război Mondial, care a fost deschizătoare de drumuri. Și nu avem. Asta e rezultatul acestei lupte. Și vreau să vă dau un detaliu. De la complex la coborâm la un detaliu. Marele nostru matematician Mihai Botese, care ați auzit cu toți, care trăit în Statele Unite, a avut și el legături cu securitatea. Și, printre altele, este consemnat un document, un dialog pe care l-a purtat cu generalul Iulian Vlad, care a condus securitatea din 1977-89. Din 77-87, 10 ani a condus ca secretar de stat pentru problemele securității și adjunct al șefului departamentului, care era om politic, îl chema Postelnicu, și care nu era de militar, ci era conducătorul politic al securității, iar din 87-89, timp de 2 ani, a fost el însuși șeful de SSU. Mihai Botezi a spus generalului Iulian Vlad că el ar vrea să se ocupe, să reînființeze Partidul Național Țărănesc, la care securitatea, prin vocea lui Iulian Vlad, a spus, nu, domnule Botezi, Partidul Țărănesc îl reînființăm noi, nu voi. Și am dat cu aceasta răspuns domnului profesor Radu Ciuciani, de ce n-a ajuns Carandino în vârf, când trebuie. Au ajuns numai cei care au fost doriți și acceptați pe liste prestabilite și recăute. Ar fi foarte multe lucruri, dar timpul pe care am promis eu că îl rețin pentru dumneavoastră a expirat
și vă mulțumesc mult pentru atenție. Temei pe care am propus-o a celor 75 de ani de rezistență națională.